Aceasta este a doua resursă din seria Rezumatul, pe care îl exemplific de această dată prin coroborarea datelor schemelor logice ale textelor. Altă modalitate de a rezuma, da, pentru a putea alege pe cea care vi se potrivește. Cum vom proceda? Citim cu atenție, folosesc același fragment din resursa video, rezumatul 1, pentru a ilustra posibilitatea abordării diverse. Exploratorii de pe calea moșilor, de Adina Popescu. Printa șasea, citisem pentru a doua oară Cireșarii și visam numai la expediții și exploratori. Tare aș fi vrut să plec, să explorez și să fac descoperiri, dar nu știam unde și cum. De fapt, nu puteam pleca niciunde, că trebuia să merg la școală, iar drumurile mele erau mereu scurte și mereu aceleași. Mi-am dat seama că niciun explorator care se respectă nu cercetează de unul singur. Fiecare are câte o echipă care îi ascultă ordinele fără să comenteze, îl urmează chiar și în centrul pământului și îl admiră în permanență pentru inteligența și curajul de care dă dovadă. Nu vreți să facem o echipă? Le-am întrebat în șoaptă pe vulpe Nicoleta, Crăciun Ana Maria, Duță Corina și căpățână Liliana, adică pe fetele în care aveam cea mai mare încredere. Le convocasem la sfârșitul orelor în laboratorul de chimie de lângă clasa noastră, care era mereu gol și părea locul potrivit pentru întruniri secrete. Realizați propria schemă logică a textului. Vă propun tehnica celor 5 întrebări. Răspunsurile se constituie în rezumat. Cine, unde, când, ce face, de ce? Întrebări și răspunsuri pentru verificare. Cine? O fată și prietenele ei, vulpe Nicoleta, Crăciun Ana Maria, Duță Corina și căpățână Liliana. Când? Într-o zi pe când erau eleve în clasa 6-a după ore. Unde? În laboratorul de chimie de lângă clasa lor. Ce fac? O fată are citit Cireșare și își dorește tare să plece și să exploreze. Înțelege că nu poate pentru că trebuie să frecventeze școala. Realizează că niciun explorator n-a explorat singur. Le cheamă pe prietenele ei. Le întreabă dacă vor să facă o echipă. De ce? Pentru că fata nu vrea să renunțe la visul de a explora. Opriți resursa video, elevii realizează rezumatul. Verificare, comparare, rezumat. Pe când era elevă în clasa a șasea, o fată, după ce a recitit Cireșarii, își dorește tare să plece și să exploreze, însă înțelege că nu poate pentru că trebuie să frecventeze școala. Totodată realizează că niciun explorator n-a explorat singur. Pentru că fata nu vrea să renunțe la visul de a explora, într-o zi, după ore, le cheamă pe prietenele ei în laboratorul de chimie și le întreabă dacă vor să facă o echipă. Ați verificat? Urmează propunerea de autoevaluare sau evaluare, dacă așa decide profesorul de la clasă. Realizați rezumatul fragmentului următor, alegând una dintre cele două modalități prezentate în seria Rezumatul. Fiecare elev citește cu atenție textul. Vă propun o fișă de evaluare a rezumatului. Încercuiți da sau nu în funcție de criteriul pe care îl vedeți. Mulțumesc!